Bună ziua, doamnelor și domnilor! O să auziți astăzi o poveste care poate părea SF, dar nu e. O să cunoașteți astăzi un domn care și el poate părea SF, dar ce să vezi, nu e. Doctorul pe care o să-l cunoașteți astăzi este un geniu, este membru al Academiei de Științe Medicale din America, a studiat în Israel și în multe alte țări și a venit cu o tehnică pe care nimeni nu o are în Europa și în lume. O avem noi în România, în Târgoviște, un oraș mic, cum a zis eu pe vremuri dată la un live, un oraș mic, dar sărac. Asta era o glumă. Omul acesta nu are nevoie de publicitate, așa că nu plecați de la început cu o idee preconcepută că fac acest material să fac reclamă cuiva. Deci nu o să știți niciodată numele acestei clinici, o să știți doar numele doctorului și o să vedeți că acest doctor face minuni cu adevărat, pentru că există oameni pe care Dumnezeu i-a lăsat pe pământ special să vindece. Bună ziua, domnul doctor! Bine v-am găsit! Țineți microfonul aproape. Mai aproape, mai aproape. Bă, nu prea sunt obișnuit cu microfonele așa, da? Cu e tehnica, ca o celulă, ca o celulă. Așa, nu? Da, corect, așa. Bine v-am găsit! Mircea Radu Stănescu. Da, sărut, bine ați venit! Domnul doctor, da. Vă întreb direct, o să fie neconvențional interviu, da, o să, probabil da. Că o să enervăm niște oameni, în mod dar mie îmi place să enervez oamenii. Asta e rolul meu, jobul corect, meu. Aveți bani, de vă enervează. Da. Așa aveți este. Notorietate peste foarte tot în lume mare. Și în da. România. Da, așa n-ați dat niciodată niciun... În România nu prea. Asta, nu. Asta mă deranjează cel mai tare. N-ați dat niciodată un interviu? Nu, ba da, foarte multe, dar afară și mai... În România? Nu foarte multe, da. Așa. Atunci, da. Dacă aveți bani de vă enervează, nu vă da. Interesează publicitatea, de ce ați acceptat dumneavoastră să-mi dați un interviu mie? V-am și spus, în primul rând, că mă interesează că se face în România. Ca să se arate odată pentru toată, că se poate și în țara asta foarte săracă. Foarte săracă. Zicem noi că este foarte săracă. Cred că mai degrabă suntem prea cu un popor foarte, foarte ofticat pe viață. Foarte ofticat. Avem impresia că numai alții știu să facă, noi nu știm nimic. Mergem și luăm un salam italienesc, ăla este nebunie. Noi nu mai știm să facem salam. Mâncăm pizza, dom'le, am uitat să mâncăm sarmalele noastre. Mă enervează că totul e mai bun de la alții, de la noi nu mai se poate nimic niciodată. În ciuda faptului că v-am spus, eu am clinică în Londra, în Oslo, în Dubai am. Și în București, numai că am închis-o. Pardon, le închid pe toate pentru că nu mai pot fizic, efectiv. Da? Că să fie sonul. Da, din nefericire. Și am și zis de 1000 de ori. Ma, acum stai puțin să vezi, vin cu tehnica asta, rupem elicopterul acum, nu e adevărat. Din păcate nu sunt oamenii, o să se supere foarte multă lume când zic treaba asta. Se spune acum că sistemul sanitar e prost plătit, așa și este. Dar și când există o situație, nu știi să beneficiezi de ea. Care ar fi situația la urmă? Eu am cerut să vină lângă mine oameni, să lucrăm împreună. Să facem jucăriile astea împreună, să spargem elicoptere. Să-i pentru învățați că se... metoda da. Asta, unică în lume. Nici n-am zis că să vină cu banii. Să vină cu scule, să vină cu clientele, să vină cu ciofii, nu decât ei pur și simplu atâta. Eu veneam cu sculele, eu învățam toate, eu făceam tot absolut, ei decât să muncească. Am și spus, nu o să vă spun toate condițiile, decât că una singură, trebuie să muncești ceva măcar egal cu patronul tău. Iar eu muncesc de dimineață de la ora 9 până la 11 dimineața. A doua zi. Da, a doua zi. Sunt 2 ore de somn, atât. Adică sunteți clonat acum, domnul doctor? După sunteți 4, hologramă, da. Ca să realmente nu, dar așa v-am și spus. Aseară am reușit să dorm 4 ore, atât. Bun, haideți să vedem, domnul doctor. Haideți să explicăm telespectatorilor noștri pe limba lor, nu pe limba elfilor, cum vorbesc doctorii. Nu trebuie și așa sunt acuzat că vorbesc mult prea liber și mult prea dezmembrat așa, că nu folosesc un limbaj științific potrivit pentru nivelul meu, dar nu mă interesează. Eu vreau să înțeleagă mama de acasă. Da, chiar așa și se va întâmpla. Oamenii simpli, da. În ce constă această metodă unică pe care spectaculoasă. Spectaculoasă și unică. Pentru că acum vreo 12 ani de zile, eu ca medic de familie, că eu așa am plecat, da? Numai că, din păcate, mă cam plictiseam pe acolo. Ce făceam eu pe acolo toată ziua? O aspirină, am încercat să fac o telemedicină, dar în 95 când am început. Am fost al doilea medic de medicină generală din Dâmbovița. Numai că nu este ceva de mare spectacol sau nu aveam posibilitatea să fac așa ceva. Am încercat să fac telemedicină. Ăștia se uitau cam câși la mine, pacienții mă refer, da?
Și odată am plecat pe varianta cu ozonoterapia. Mie mi s-a părut chestia cu ozonoterapia ceva absolut spectaculos. Este un gaz, este un produs, dacă vreți, medical în cazul ăsta, da? Care te uluiește. Eu așa am și făcut primii mei bani. Prima dată am făcut apă ozonată. Este halucinant să vedeți cât de simplu se rezolvă ulcerul. Ulcerul, gastric, fără, da? Cuțit. Fără pastile, fără alea, fără nebunie. 42 de zile bei apă ozonată, atâta. Bine, nu numai apă ozonată, mai poți și mânca între timp, da? Dar haios este că așa am început să fac primii bani. Am luat niște studii japoneze, foarte tare japonezi pe așa ceva. Ei au făcut studii vis-a-vis de densitate, de naiba să le ia, nu știu. Eu nu știam nici cum se numește jucăria respectivă și am pus mâna odată pe telefon la un distribuitor de aparaturi de sală. Nu mi-am nevoie de o jucărie care face, care deja, adică de un barbotor. A, păi de ce n-ați spus așa de la început, da? Așa, era un barbotor, atâta. Foarte șmecheroasă treaba că în felul ăsta am reușit să fac apă ozonată și veneau din pacienții mei, de pe listele mele. Deci era aici calea izborută, mă duc, n-ați văzut niciodată așa. Se stătea la coadă cu păhărelul. Ca să ia apă ozonată. Și culmea este că toți reușeau foarte bine să-și rezolve problemele de ulcer gastric. De aici am plecat mai departe, că de fapt toată șmecheria cam aici își are originele de fapt. Și anume, practic, ozonul îmbunătățește enorm de mult vascularizația prin vascularizație, oxigenarea țesutului respectiv, da? Și în felul ăsta țesutul funcționează corect, da? Noi când vorbim de oase, vorbim în primul rând de un țesut care nu e vascularizat. Deci care nu, în cazul în care se pleznește, n-are capacitate proprie de a se reduce, de a se vindeca, să zicem, da? Și atunci am zis, bă, dar dacă nu îi injectez eu niște ozon în oase acolo, nu merge, mai ales că erau mii de studii, sunt mii de studii de la jur și în mod particular, da? Și cineva a venit cu o poliartrită reumatoidă prima dată. Mamă, niște rezultate halucinante, efectiv halucinante. Ați injectat? Injectat direct în articulat. În afară de faptul că în primele câteva minute este puțin mai dureros, într-adevăr așa este, rezultatele la lung sunt foarte bune, numai că sunt foarte scurte. Și ele se băteau foarte mult cu corticosteroizi, care sunt niște medicamente de sinteză și de ce lumea să vină să-mi dea mie o bolă de bani când poate să se ducă la farmacie și au o injecție de aia cu 15 lei și o făcea. Și atunci am zis, mă, mai trebuie să fie ceva, putem să îmbunătățim asta? Cum? Și atunci mi-am adus aminte de studiile profesoarei Aslan. Ea folosea procaina ca să schimbe potențialul de membrană. E un termen tehnic ăsta. Înseamnă așa că celula are trei guri prin care ea mănâncă. Intră și ies din celulă principiile nutritive, să zicem, da? Procaina asta nu face decât să îmbunătățească un asemenea potențial de membrană și atunci sigur că da, și celula începea să trăiască mai bine. Sub acțiunea ozonului se îmbunătățea enorm, deci nu se lucrau separat, ci se îmbunătățea una cu cealaltă. De aici a început toată nebunia, de fapt. Că împreună cu procaina și cu ozona am început să am niște rezultate spectaculoase. Eu eram uluit, eu citeam în cărți acolo cum că trebuie să obțin la a patra, a cincea ședință rezultate și vedeam mai devreme și cu niște rezultate spectaculoase cu adevărat. Și așa am ajuns, de exemplu, membru al Societății Române de Științifice de Ozonoterapie. Mi-a plăcut enorm ideea asta. Cum că găsești o variantă prin care să poți potența tratamentul bolii. Numai că nu era suficient asta. Repet, era un rezultat de moment, sau mă rog, de un termen scurt așa, dar nu că rezolva problema. Îți venea unul cu o hernie de disc, n-ai, ce să-i mai face lui cu ozonul, sincer vorbind, da? Nici dacă îi dădeai să bea apă, nici dacă îi dădeai pe piele, n-avea nicio treabă. Și atunci trebuia să te gândești mai departe ce poți să mai faci. Pe lângă procaina aia, pe acolo mai băgăm și noi niște minerale, niște cevauri, cu alte cuvinte, care să îmbunătățească metabolismul. Și atunci începi să pui mâna pe carte, mai citești vreo 2000 de studii și afli cum că mai sunt o serie de vitamine, de principii care injectate în articulație pot favoriza nutriția țesutului, deci mâncarea lui ca să se însănătoșească. Ca să nu mai fie fier pe fier. Așa, fier pe fier, foarte bine. Și totul de aici, super șmecherie, adică a început din ce în ce mai bine, rezultatele erau din ce în ce mai potente. Să vezi oameni care veneau, de exemplu, cu gonartroze halucinante, pe care nu le mai puteai reduce cu medicamentele, da? Îi făceai două injecții de aia, e tătic pe aici. Deci, dintr-o dată, când am făcut școală prima dată cu profesorul Peretia din Rusia,
La sfârșitul cursului a zis cumva române, că ăsta avea o boală, să-mi zică, mă, române. Și zice, domnul profesor, înjurați-mă de mamă, ziceți, bă, dar nu mai zice române, că mă apucă spumele. Am impresia că mă înjurați așa. Bine, române, așa. Și a zis, vezi să nu cumva să încep să te crezi Dumnezeu. Ia uite-l mă și pe ăsta, am crezut că este sfat de om greu, de nu știu ce. În realitate așa este. O să vedeți niște rezultate, deți-a capul, ai impresia că nu ești tu ăla. Și de aici am ajuns până într-un prag, când m-am gândit, ok, aduc oxigen, deci produc o nutriție foarte puternică în țesut, dar mai trebuie și niște cărămizi să punem la loc acolo. Și asta nu putea fi decât celule stem. Așa am ajuns, de exemplu, în zona asta. Numai că la vremea aia era, la vremea aia, că parcă vorbesc de acum 4.000 de ani, vorbesc totuși de 5 ani totuși. Așa, haios este că celulele stem, sau celulelor stem, le trebuie un mediu în care ele să crească. Da? Și aici, de fapt, este marea mea, este contribuția mea. Este, nu, este invenția dumneavoastră, domnul Zorcă. Hai să zicem așa, zice cineva, de ce nu ți-o pas? Da, soia dumneavoastră, oricine vrea. Eu vreau să o dau gratis la toată lumea, dar nu găsesc pe cineva care să interesează. Ca să o aplice, da? La cât mai multă lume, să se facă, da, cât mai multă lume. Este așa numitul lisat placheta triplu stratificat. Cum? Lisa. Vorbiți frumos, exact. Este un termen tehnic și nu vreau să insist pe el. Lisat plachetar, triplu activat, da? Pentru că se lucrează în trei trepte, de aia este triplu activat. Ideea este că toată lumea făcea medii de genul ăsta, alizate, plachetare, șmecherii, da? Numai că ei se duceau până la minus 22 de grade, în care eu trăgeam sângele, de exemplu, pacientului, îl duceam la minus 22 de grade și îl îmbunătățeam chimic acolo. Numai că existau niște reacții atât de violente că puteai să-l pui la risc pe pacient, da? Și atunci mă gândeam, așa, și culmea este că în biblioteca americană găsești zeci de miliarde de studii, de la mamă până la tată, de la șoareci de Colorado până la nu știu ce, orice este o bază de atât de halucinantă. Asta ar fi o chestie mișto, să o facă și Senatul României, de exemplu. Da. Să plătească o bază de date fabuloasă, pe care s-o poate accesa oricine. Și acolo găsești studii, miliarde de studii. Și acolo o să vezi cum că poți reuși în anumite condiții să duci lisatul ăsta plachetar până la minus 186 de grade, dar trebuie jucărie pentru asta. Adică sângele trebuie să se congeleze, să zicem așa, dar în anumite condiții. Ei, condițiile astea nu au putut veni decât după ce am zis, bă, dacă e cazul, cumpăr și eu un congelator de asta, adică dacă tot se poate. Adică, și când mi-a zis la 220.000 de dolari, am zis, fratele meu, ce să fac, îmi vând casa sau care din ele, da? Și atunci, eu am o mare baftă, în primul rând, înconjurat de oameni care mă iubesc foarte mult, necondiționat. Nevastă mea este o femeie foarte, cum să spun, este farul meu. Este farul meu pentru că pe mine mă ia nebunia, uit câteodată și elementele de concretețe, ea însă mă reușește foarte enervant câteodată, de tăioasă și de aplicată în realitate este. Culmea este că de data a zis, da, mergem, eu sunt convins că o să faci treaba. Băi, ești nebună pe bune? Chiar ești de acord? Adică să vină că da, nu, vindem ce vrei tu. Băi, ești nebun. În cazul ăsta am plecat pe asta. M-am dus, am cumpărat unul. Ați vândut ce ați vândut, o casă? Nu, din fericire nu, că mai strânsese destul de mulți bani cu apa ozonată, de care vă spuneam. Și cu ozonoterapia, că nu făcusem până atunci, că totuși aveam vreo 8 ani de ozonoterapie, nu eram chiar la începutul, da? Așa. Doi la mână, când am vândut casa unde am stat, am luat și de acolo încă vreo 50.000 de dolari. Și am luat frigiderul ăsta de care vă spun, ca să-mi dau seama într-un final că e inutil. Nu cred. Ba da, așa este, e inutil. Și atunci vă dați seama că tot a picat. Când zici că o să stăpânești lumea, dă-te la o parte puțin, mamă, să vezi, pică lumea, da? Zici că spargi elicoptere, nu e adevărat. Am ajuns în același punct în care s-au oprit toți. Dar numai că eu am venit mai ca fraierul, mai pe ultimul loc, așa, știți? Și după ce mi-am aruncat și toți banii. Și miștor, nu, asta este mai dureros, să știți. Nu că pierzi banii, că banii oricum se fac. Și dacă nu, oricum o pâine, oricum o voi întotdeauna. Popii și medicii să nu se supere nimeni pe mine. N-au murit de foame nici în timpul războiului.
Deci să nu ne supărăm pe viața așa. De o pâine tu găsești undeva, un ou, te duci, faci o injecție, pui de nou acolo, găsești cum, da? Te oftică însă reticența celor din jurul tău, care spun, bă, cât de prost ești. Păi nu mai bine te duci la curve cu banii ăștia. În principiu, sunt cam de acord cu ei, nu? Așa, numai că, din păcate, nu mă interesează neapărat zona respectivă. Am impresia că e mai mișto să lași puțin urmă, o dâră în spatele tău. Și dacă poți și acasă, nu să te duci în străinătate. La altul, adică, la altul la masă. Uh-huh. Niciodată nu o să fii tu, cum să spun, ăla al tău. Exact, stăpânul mesei, foarte clar. Întotdeauna vei fi un acceptat, un bine ai venit și atât. Uh-huh. Da? Niciodată. Lucrul ăsta mie mi-a plăcut la mine acasă. Eu de-aia și fac clinica, este în Târgoviște. Puteam să mă duc în Londra și am clinică în Londra. Dar nu mă oposesc, le și închid acum că nu mai pot să le duc. Așa, ați luat țeapă cu aparatul vieții. Da, și m-am oprit. Așa. Și absolut m-am oprit. Pentru că n-aveam unde să mă mai duc. Eu inventasem cu alte cuvinte un mediu în care obținut din produsul propriu al pacientului, da? De aia se numește autolog, se injecta în articulația respectivă, unde urma să pun celulele stem, da, să crească. Era un mediu de cultură, da? Așa, nutriționate foarte bine, adică puse la masă boierește, să zicem așa, dar mai lipsea un element, și anume cineva care să vină să le activeze. Celulele stem sunt niște celule foarte fițoase, sunt cap de dorobanți, așa. Nu prea se bagă în vorbă cu toată lumea. Și atunci trebuie să fie un factor, îi zice factor trigger, prin care corpul hotărăște când pornește procesul de reparație. Și ăsta este cu o proteină din sânge, îi spune interleucină 1 receptor antagonist, mă rog, sunt termeni tehnici. Ideea este că nu avea acel ceva. Dintr-o mare și, nu știu, Dumnezeu e bun totuși câteodată cu mine. E bun nu, e bun întotdeauna, așa este, așa este. Și mi-a dat șansa, într-o seară, bine, eu m-am retras, am zis, eu am o boală, când îmi iau țeapă sau asta, mă duc și mă culc în primul lucru, nu știu de ce, am impresia că sunt bolnav. Dorm 3-4 zile, așa, îmi ridica capul nevastă mea de pe pernă să vadă dacă mai trăiesc, dacă încurgesc cuipa din gură, nu de alta, da? Haios este că după 4 zile, neavând ce face, de plictis așa, citeam și eu pe aia. Era așa numitul clorin 6, nu e marca la nimeni, e o substanță în sine, da? Așa, nu e un produs comercial, da? E o substanță de fotosensibilizare, nu intru în detalii tehnice, folosită însă cu halucinant de mare succes în tratamentul cancerului, în mod particular a cancerului de sân, de exemplu, da? Se face o perfuzie cu zeamă de asta, cu clorin 6, pe venă nu scoți acu și bagi laserii, ăștia de aici, și celulele canceroase, prin diferență de metabolism, mănâncă zeamă de aia, se pătrează la gură și când treci prin dreptul laserului sunt pulverizate efectiv. Și mor. Este halucinant. În felul ăsta, profesorul Weber, cel care a inventat și laserii ăștia, e deja un hipermonstru la ora asta. Deci el schimbă medicina astăzi din rădăcini, efectiv. Adică nu asta ați avut un profesor care are numele pe E și firma lui, da. E foarte tare, e ca și cum ați învățat să pilotați cu la ecran. Haios este că la subvențiunea prima dată două companii enorme din Bavaria, pe banii lor, de studiile le-au făcut pe banii lor, cu toate că, atenție, studii sunt făcute de vreo 82 de ani. Așa, numai că el le-a definitivat, el le-a adus în planul concreteței, da, aparatului, da? Că până acum nimeni nu putea să folosească laserul decât pe zone de suprafață, atâta. Niciodată, oricât de la dracu ar fi laserul ăla, mă refer la cel de biostimulare, nu la chirurgică, că la taie și oțel, n-are treabă, da? Așa, nu putea intra în profunzimea țesutului mai mult de, atenție, 10-15 milimetri. Deci când ne ducem noi la băi de dau aia cu laserul la roșu pe noi acolo, e un fel de oha. Același efect vasodilatator o obține și dacă vă dau 25 de palme, să nu aveți impresia, da? Numai că sună mișto, suntem cu laser. Da? Bine, mai sunt și mici efecte, dar la suprafață atât. Dacă vreau să folosesc în profunzime, nu aveam cu ce în primul rând. Și atunci laserul profesorului... Deci a citit pe net de laserul ăsta, domnule. Da. Așa, cum că laserul respectiv, terapia fotodinamică, care la ora asta este hiper, hiper, hiper la modă, este una dintre cele mai puternice și cele mai revolute tehnici la ora asta în terapia cancerului. Halucinant este, da? Are la bază însă laserul interstițial, care era folosit pentru oase.
Băi, ești nebun cu capul, adică am revenit sau ce? Când mi-am dat seama în secunda zero că poți folosi tehnica asta ca să activezi celulele stem. Pentru oase. Exact, lucru pe care nu l-a făcut nimeni și nu-l face nimeni în lume. Momentan nimeni. Numai dumneavoastră. Numai eu, momentan. Așa. Mai sunt, la vremea respectivă, că se zicea, cum că sunt patru lasări, așa, cum bă, în Târgoviște? Da, mă, în Târgoviște, care e supărarea? Adică, de ce te supără? Sunt strict pe cancer, domnul doctor. Sunt strict pe cancer, deci nu vorbim de așa ceva, ca asta vreau să spun. Că mai sunt lasări de ăștia, sunt patru, alți trei lasări, da? Două în Israel, unul în America și unul în România la noi aici, da? Dar pentru bolile osteoarticulare, suntem singurii din lume, momentan, care lucrăm pe tehnica asta. Și care are o rezoluție absolut halucinantă. Spuneți-mi ce tipuri de boli orice, ale oaselor. Tot. Păi spuneți-le dumneavoastră că bolile de genunchi. Așa. Vorbim așa, da? Da. Mă întreabă cineva, domnule, ruptura de menisc. Păi, tată, dacă ține de genunchi, răspunsul e da. Ligamente menisc, alea, așa, alea sunt, a început să fie boală de joacă. Când vine cineva și îmi spune, am patru hernii de disc, hai mă, mă lași în pace, am crezut că vii și tu cu ceva mai serios. Deci, la ora asta, genunchii, șoldurile, coxartroza, de exemplu, da? Afecțiune de coloană, herniile sau protruziile discale. Ca să fim foarte clar, și protruzia și hernia sunt tot la fel de dureroase și de invalidante, da? E numai o clasificare de asta așa, la mișto, ca să fie cineva, să se bage în seamă. În realitate, în clinic, da? Pacientul se simte la fel de rău și dacă are protruzie și dacă are hernie, da? Spondiloză cervicală, tendinite, bursite, probleme de asta. Tot ce înseamnă os și articulația respectivă. Bun, și dumneavoastră cu aparatul ăsta minune, da. Împreună și cu celulele STEM și cu tehnica pe care dumneavoastră ați inventat-o, omul ăla care are, să zicem, nevoie de operație... Un genunchi care trebuie înlocuit. Așa, să zicem așa. Nu mai e cazul de înlocuit. Nu mai e cazul să... Și aici începe toată lumea să râdă. Hai bă, fugi de aici la mișto, ți-a fraierul ăla banii. Că sunt câteva spitale prin București care spun pacienților, fugi bă de aici, te duci la ăla și ți-a sângele și îl vinde. Băi, ești prost cu capul pe care cât trebuie să coste un kil de sânge așa ca să știi să-i justifici, da? Haios este însă că atunci când măsa sau taxul sunt bolnavi, tot la mine îi trimit. Asta e haios, că mă înjură în public, dar când este, la mine îl trimit. Asta e în cazul cel mai mare. În primul rând, îi scăpați de cuțit, domnul doctor. Da, ca să înțelege, să și haios, oamenii... haios este că operația nu e un argument terapeutic. Operația, când se face, este cel mai mic rău dintre toate relele posibile. Dar neavând o altă ceva la dispoziție, o faci că asta este până în alta, da? Bun. Da, când s-a distrus complet toată articulația respectivă, nu mai e decât o singură variantă, și anume protezarea, da? Ceea ce noi vom evita întotdeauna făcând celulele STEM. Explicați-mi un pic tehnica asta, în ce constă. Să zicem simplu. Că eu am, mă rog, nu să zicem că chiar am, mă rog, uci de asta cervicală. Cum îi zice domnul? Spondiloză cervicală. Și pe aici, pe la L4, îi zice și ei ceva cumva. Și dă o protruzie sau o hernie. O hernie, așa. Cred că mai degrabă protruzie, că dacă era hernie, nu mișcați dumneavoastră. Așa, mă rog, și eu trebuie să mă duc la spital, îmi face RMN din ăla. Și vă vede acolo zice... cum că sunt asate, că sunt stermeni de ăștia și mecheroși, așa, deshidratarea platoului, mamă, adică, mă, te și bagă în boală, așa, că deodată când citești terminea, zici, mamă, ce... Din ce dracu mai sunt făcut, știți? E, deci, și mă trimite la operație. La operație. Și la revedere. Da? Pentru că, practic, operația are scopul de a scoate din zona articulară elementele de conflict. Atât.